Daniela, tu ești, da? Da. Așa. Spune bună ziua. Sărbătorești ziua de naștere astăzi, da? Așa, și câți anișori împlinești tu? 10. 10 ani. Așa, la aniversarea ta, să știi că am acceptat cu mare drag să venim la tine, să-ți aducem un sincer și frumos la mulți ani. Dar uite, o să-ți pun întrebarea: de la cine crezi că vine surpriza, da? De la cine crezi că vine, vin cadourile, mai bine spus. Așa, cine crezi că ți-a trimis ție? Mama. Mama, așa, părinții, așa să spunem, da? Și cine mai este lângă tine, care tu iubești mult? Cine? Bunica. Așa, bunii și... Mai e un frate? Da. Da? Uite, și din partea lui, din partea părinților, bunilor, din partea frățiorului, care te iubesc mult, da? Îți spun la mulți ani, să fii sănătoasă, să le aduci doar bucurii, da? Și să faci mândri. Așa, torta te ajut eu. Ți-ți dau ursulețul, te rog mult. Așa, și balonașele. Mai avem acolo o floricică pentru tine. De la fel, te ajutăm. Așa, dacă o poți să ții, poți să iei mânuță. Și uite, Daniela, o să te las, da, să le mulțumești bunilor, părinților, fratelui inclusiv, da, pentru surpriza și pentru aceste cadouri. Ce vrei tu să le spui? Mulțumesc! Mulțumesc! Așa, și transmiști tu că îi iubești enorm, da? Da. Ți-i dor de ei, da? Le spune. Da. Așa, te-am intimidat puțin, însă emoțiile, așa, se permit astăzi. Uite, Daniela, o să am o întrebare către tine. Ce vrei tu să devii când o să crești mare? Te-ai gândit? Da. Ce vrei să devii? Îmi spui și nouă? Medic. Medic? Bravo, bravo. Așa, să-ți dea Dumnezeu putere, da, ca să ajungi acolo unde dorești. Uite, venim și noi cu zincer și frumos la mulți ani. Să fii sănătoasă, să crești mare și succese la învățătură. La mulți ani! Mulțumesc.